Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu și vă mulțumesc pentru că ați ales să ne fiți alături și la acest sfârșit de săptămână. Vremea ne cam pune răbdarea la încercare în această perioadă, așa că este momentul perfect pentru o călătorie imaginară în jurul lumii, bineînțeles alături de noi. În următoarele 15 minute vă arătăm imagini de la un protest subacvatic. Vorbim despre poluare și aflăm împreună date proaspete despre vreme. Capitala Indiei, New Delhi, a fost desemnată pentru al treilea an consecutiv cea mai poluată capitală a lumii, conform unui studiu publicat de IQ Air, un consorțiu elvețian care măsoară calitatea aerului prin analiza cantității de particule PM2.5 prezente în aer. Conform specialiștilor, aceste particule sunt vinovate pentru apariția mai multor boli la nivelul aparatului respirator. Conform aceluiași studiu, în urma analizei datelor colectate din 106 țări, în India se află numai puțin de 35 dintre cele mai poluate 50 de orașe ale lumii. Concluziile studiului se bazează pe cantitatea medie anuală de particule PM2.5, adică acele particule care măsoară mai puțin de 2,5 microni în diametru. Expunerea prelungită la aceste particule poate duce la apariția unor boli foarte grave, precum cancerul de plămâni sau problemele cardiace. În 2020, concentrația medie de particule PM2.5 pe metru cub în New Delhi a fost de 84,1, de două ori mai mare decât nivelul înregistrat în Beijing, de exemplu, unde valoarea a fost de 37,5. Astfel, orașul Beijing situându-se pe locul 14 în topul celor mai poluate orașe din lume. Măsurile dure de carantină au dus, în 2020, la o scădere dramatică a poluării aerului în India, însă această perioadă de respiro a fost urmată de două luni, noiembrie și decembrie, în care s-au înregistrat niveluri record de particule PM2.5 în aerul măsurat. Conform studiului citat, cantitatea a depășit de 14 ori cantitatea admisă de Organizația Mondială a Sănătății, însă soluțiile acestor probleme par, deocamdată, un vis îndepărtat pentru locuitorii Indiei. Poluarea aerului a cauzat, în 2020, aproximativ 54.000 de decese, conform unui studiu publicat recent. Revenim acum în România și vă invit să vedem împreună care sunt tendințele vremii la noi în țară în următoarele zile. Meteorologii avertizează că temperaturile rămân mai scăzute decât normalul perioadei. Revin precipitațiile sub toate formele în sud și sud-estul țării, iar la munte va ninge și se va așterne strat nou de zăpadă. Vor fi și intensificări ale vântului, iar în capitală precipitațiile vor fi chiar și sub formă de lapoviță și ninsoare. Să vedem câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. 2 grade în Brașov, în Cluj 4, în Constanța 5, 2 grade în Craiova, 4 în Iași, 3 în Sibiu, iar la Timișoara în jur de 6-7 grade. Cu detalii revin în câteva minute. Irlandezii sunt bine cunoscuți pentru petrecerile spectaculoase pline de efervescență organizate de ziua Sfântului Patrick, patronul Irlandei. Anul acesta însă s-a așternut liniștea peste străzile din Dublin, iar petrecerea s-a mutat pe cer. Spectacolul de lumini a fost realizat folosind drone ușoare de numai 340 de grame, care au desenat pe cer diverse forme în culori variate, însă fără a omite pe cea mai importantă, culoarea verde specifică Irlandei. Spectacolul, intitulat Orchestra Luminii, a fost organizat de Biroul de Turism al Irlandei, Consiliul Local al orașului Dublin și de Comitetul de Organizare a Festivalului dedicat Sfântului Patrick. Și, chiar dacă festivitățile au fost marcate de pandemie, momentul a fost marcat și în alte 66 de țări, acolo unde peste 670 de monumente au fost iluminate în verde pentru a celebra cultura irlandeză. Revenim în România și aflăm care sunt tendințele vremii în țara noastră în zilele următoare. Iată că la noapte se vor semnala precipitații în jumătatea de sud-est, local mai însemnate cantitativ și doar pe arii restrânse în rest. Acestea vor fi sub formă de ninsoare la munte, unde se va depune strat nou de zăpadă și mixte în celelalte zone. Vor fi în jur de 3 grade în Constanța, 1 grad în Buzău, minus 2 grade în Iași, minus 4 în Brașov, minus 8 în Miercurea Ciuc, minus 3 în Arad, minus 2 grade în Satu Mare și în Oradea. Mâine vremea va fi închisă, iar valorile termice în scădere față de intervalul precedent în majoritatea regiunilor. Vor fi în jur de 5 grade în Constanța, 4 în capitală, la fel în Iași, 2 grade în Brașov, în Sibiu 3 grade, în Cluj 4, 6 grade în Satu Mare, Oradea, Arad, dar și în Timișoara, 6-7 grade. În capitală, vremea va fi în continuare închisă și se va răci față de ziua precedentă. Temporar vor fi precipitații cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, iar trecător după orele amiezii și sub formă de ploaie. Vântul va mai avea intensificări în prima parte a intervalului, apoi va slăbi treptat în intensitate.
Temperatura maximă va fi de 2-4 grade, iar cea minimă de minus 1 grad. Poi mâine, iată că temperatura crește, poate să apară puțin și soarele, 6 grade vor fi în termometre. La munte va ninge, se va depune strat nou de zăpadă, vântul va sufla moderat cu intensificări în zona montană înaltă. Minus 8 grade, iată, în Ceahlău, minus 2 în Păltini și în Poiana Brașov, 0 grade, în Predeal, minus 2, minus 4 în Semenic, minus 3 în Sinaia, minus 1 grad la Stâna de Vale. Poi mâine, valorile termice vor fi sub normele caracteristice perioadei în toate regiunile. Cerul va avea norări și se vor semnala precipitații mai ales seara și noaptea în nord și centru și pe arii restrânse în rest. Vor fi în jur de 4 grade în Constanța, 5 grade în Iași, 0 grade în Miercurea Ciuc, 2 grade în Brașov, în Sibiu 3 grade, 7 grade în Timișoara, 6 în Arad, la Drobeta, Turnu Severin tot 6-7 grade. Calendarul zilei de azi este liric, deoarece astăzi întreaga lume celebrează cuvântul scris și rostit odată cu Ziua Mondială a Poeziei. Astfel este sărbătorită una dintre cele mai iubite comori ale umanității în materie de expresie și identitate culturală și lingvistică. Cunoscută și scrisă din cele mai vechi timpuri, pe toate continentele și de către toate culturile lumii, poezia poate transforma cele mai simple cuvinte în mesageri ai dialogului și ai păcii. Ziua de 21 martie a devenit Ziua Mondială a Poeziei la cea de-a 30-a Conferință Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, în anul 1999. Scopul acestei zile este acela de a susține diversitatea lingvistică prin expresia poetică și pentru a crește șansele limbilor rare de a se face auzite. Ziua Mondială a Poeziei onorează poeții, readuce în viața orașului tradiția recitalului de poezie și promovează citirea, scrierea și predarea poeziei în școli. Un protest mai puțin obișnuit a avut loc într-o zonă izolată a Oceanului Indian, acolo unde o tânără cercetătoare de numai 24 de ani din Mauritania a plonjat în ape și a plutit deasupra celei mai mari pajiști de alge din lume. Înarmată cu o pancartă pe care a scris "Tinerii protestează pentru climă", tânăra speră ca acțiunea ei să ajungă la cât mai mulți oameni care la rândul lor să contribuie la lupta împotriva încălzirii globale la nivel mondial. Zona vizată de protestul tinerei cercetătoare este foarte importantă, deoarece este un adevărat burete pentru dioxidul de carbon, atât de dăunător pentru mediu. Specialiștii estimează că, anual, aproximativ 7% din algele de pe fundul mărilor și al oceanelor dispar din cauza dragării suprafețelor, a creșterii temperaturii apei și a altor factori dăunători. De asemenea, mii de creaturi marine depind de existența algelor, care le oferă hrană și un habitat propice. Printre acestea se numără țestoasele verzi de mare, aflate în pericol de dispariție, și alte specii de pești, de existența cărora depinde și venitul pescarilor din regiune. În mesajul său, tânăra de 24 de ani a vorbit despre viața marină și faptul că toate aceste creaturi suferă în urma acțiunilor oamenilor. Organizatorii campaniei, susținută de Greenpeace, speră să convingă Organizația Națiunilor Unite să impună țărilor protejarea a 30% din suprafața terestră și marină a lumii până în anul 2030. Aceasta este ținta despre care specialiștii susțin că ar fi necesară pentru a ameliora două crize majore: cea legată de încălzirea globală, dar și cea legată de pierderea biodiversității. Mesajul tinerei Shama Sanduia este și unul personal, deoarece țara ei natală, Mauritania, încă se luptă cu efectele dezastrului ecologic din luna iulie a anului trecut, când o navă de transport japoneză a lovit un recif de corali, deversând peste 1000 de tone de combustibil în apele de coastă ale Mauritaniei. De mai bine de un an, comunicarea online a devenit de multe ori singura metodă prin care am păstrat legătura cu cei dragi sau cu colegii de serviciu. Oamenii nu sunt însă singurii care au apelat la tehnica modernă pentru a intra în contact cu semenii lor. Pentru a compensa lipsa vizitatorilor din cauza restricțiilor impuse de pandemie, cimpanzeii de la Grădina Zoologică din Dvůr Králové din Cehia și cei de la Grădina Zoologică din Brno au comunicat prin intermediul ecranelor. De altfel, neobișnuita conferință video poate fi accesată până la sfârșitul lunii pe site-ul Grădinii Zoologice din Dvůr Králové. Vedem împreună acum care este starea vremii în Europa în această perioadă. Mergem în peninsula iberică, unde temperaturile, ați văzut, au fost destul de bune în zilele trecute. Să vedem dacă se păstrează. Iată că în Madrid se încălzește chiar puțin, vor fi în jur de 17 grade, o vreme frumoasă, la fel și în Madrid, cu 14 grade, în Barcelona 13 grade, dar tot vreme frumoasă. În Paris 12 grade, cu un cer parțial noros, vreme închisă în Amsterdam și Londra, dar măcar se opresc ploile, vor fi 9 grade în Amsterdam și în jur de 12 grade în Londra. Mergem mai departe, iată, în Italia, în Roma, vor fi în jur de 14 grade, cer acoperit de nori,
Se înseninează vremea în Milano, dar temperatura rămâne destul de scăzută, 12-13 grade. În Atena, 20 de grade, o vreme frumoasă, la fel și în Istanbul, unde se opresc ploile și vor fi în jur de 15 grade. În schimb, ploile continuă în Sofia, unde vor fi în termometre doar 4-5 grade, dar vremea, așa cum bine vedeți, rămâne închisă și ploioasă, la fel și în Budapesta, unde vor fi în jur de 8 grade în termometre. În Oslo, 6 grade cu o vreme cu un cer parțial noros, o vreme închisă în Berlin cu 9 grade, vreme închisă și în Praga. În Kiev sunt așteptate precipitații mixte în noaptea, bineînțeles, ninsori și 3 grade în termometre. Ninsori vor fi și în Moscova, iar în termometre nu mai mult de 0 grade. Iată și câteva fenomene și temperaturi de pe alte continente. Călătorim acum printre astre pentru a afla ce ne rezervă următoarea perioadă din punct de vedere astrologic. Mariana Cojocaru a analizat hărțile cerului și este gata să vă aducă noutăți. Bun găsit, dragii mei! Horoscop cu schimbări ce țin de echinocțiu de primăvară v-am pregătit. Berbec. Aveți centură de destin? Marte se apropie periculos de mult de axa karmică Gemeni Săgetător. Dragostea e ca în dragostea din tei, a trupei ozon. Schimbări au loc pe carieră, dar vă pot influența și sănătatea. Taur. Începe adevărata primăvară astronomică, cum spune taurul Gheorghe Gheorghiu. Să vină primăvara, te bucură iubito, că nu m-a prins uitarea. Gemeni. Alexandru Arșinel e gemeni și vă spune că dragostea e un cântec de dor ca în barca pe valuri sau valurile Dunării. De-l interpretează cu mare înclinație domnia sa. Cariera e ca lopotarul în vremuri de criză. Rac. Casa mea e un cântec cu acorduri ample. E o caldă melodie casa mea, că tot începe curățenia adevărată de primăvară. În casă, în suflet, dar și în carieră și dragoste. Angela Similea spune așa. Leu, vi-l amintiți pe Peter O'Toole în Noaptea Generalilor? Atenție la provocările perioadei care nu vor fi deloc simple, atât în carieră cât și în dragoste, dar mai ales în sănătate. Fecioară, sunetul muzicii cu Julie Andrews va fi terapie pentru sănătate. Cariera e la răscruce de drumuri. Balanța. Nehotărâți în dragoste, cum e și muzica romantică și boema a lui Julio Iglesias. Balanță, evident. Businessul și cariera anunță schimbări de primăvară. Scorpion. Mișcări de trupe în carieră, dar dragostea e pe strada speranței la parter. O mai aștept și mai sper, cum spunea Corina Chiriac, Scorpion. Săgetător. Axa karmică vă trimite cu gândul la trecutul karmic. Ce ați făcut bun, ce ați greșit, atât voi, dar sigur și cei din jurul vostru când vorbim de dragoste și carieră. Capricorn. Mihai Constantinescu Capricorn vă arată direcția corectă de evoluție. Iubiți și câinii vagabonzi sunt uneori mai lorzi. Vărsător. My love, my life și slipping through my fingers. Spune că dragostea ține de mamă ca în Mama Mia cu Meryl Streep și Pierce Brosnan. Pești. Primăvara asta, totuși, va fi cam primăvara bobocilor. Provocări pe carieră, în dragoste și atenție la sănătate. Doamnelor, domnilor, cu aceste imagini, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Până la următoarea întâlnire, nu uitați că ne găsiți pe YouTube, dar și pe Facebook, acolo unde așteptăm mesajele și fotografiile dumneavoastră care pot deveni imaginea zilei. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.